Dulceață de smochine. 100 de smochine curățate, fără codiț. Da? Întregi, decât codița tăiată. Da? Un kilogram de zahăr, la care adăugăm o linguriță sare de bucătărie și 400 ml apă. Da? Deci 400 ml apă. Și punem la fiert până se dizolvă zahărul. Da? 50 de nuci și coaja de la o lămâie ras. Lămâia cumpărată din supermarket, fierbeți o jumătate de litru de apă. Înainte de a o rade, se fierbe o jumătate de litru apă. Se fierbe apa până dă la primul clocot, se oprește focul și se pune lămâia cu coajă cu tot în apa respectivă. Se ține acolo până se răcește apa. Aruncăm apa, spălăm lămâia cu apă rece, o ștergem și după aceea o radem, deci radem coaja. Și miezul îl folosim la dulceață. După ce am ras numai partea galbenă, decojim partea albă de pe lămâie și apoi o tăiem rondele și o punem la dulceață. Acum punem siropul la fiert și când se dizolvă zahărul, punem fructele și lămâia. Deci, siropul fierbe, punem lămâia, tăiată rondele și apoi mai mică, și smochinele. Da? Când e aproape gata, cu 10 minute, un sfert de oră, punem coaja de lămâie. Da? Și nuca. Deci 100 de gra, 100 de smochine, 100 de fructe de smochine, 1 kg de apă, de zahăr, 400 ml apă, 50 de nuci, o lămâie pe care o părim înainte de a o rade și de a o folosi miezul. Da? Fierbem apa până se fierbe bine apa. Oprim focul la apă, punem lămâia și o lăsăm până se răcește apa. Nu puneți vasul în care fierbeți dulceața, dacă faceți dulceață, la apartament, nu puneți direct pe flacără vasul în care faceți dulceața. Dacă nu aveți un suport special pentru flacără, din inox, folosiți tava de la aragaz. Deci puneți tava de la aragaz și peste tava de la aragaz punem vasul în care fierbem dulceața. Nu puneți direct pe foc. Folosiți lingură de lemn. Da? Pentru dulceață. Da? Acum lăsăm dulceața să fiarbă până se fierb fructele. Până se leagă bine siropul. Cu lămâie. Da? Încet, încet se moaie fructele și se lasă în jos, să nu vă speriați.
Nu le presați ca să spargem, oricum se mai sparg din fructe la fierbere, dar ideal e să rămână fructele întregi. Îndulceață. Da? Și lăsăm să fiarbă până se leagă bine dulceața. Siropul, să fierb fructele. Dulceața a fiert 45 de minute, da? Îi punem nuca. Și cojul de lămâie. Și mai lăsăm să fiarbă 10-15 minute. Sau mai spart din, da? Dar au rămas întregi. S-a mai spart câte una, care au fost mai coapte, de-aia la dulceață. Se aleg fructe mai... nu ajunse coapte la maturitate. Da? Și nu li se taie decât cotița. Se lasă... o să rămână întregi. Deci 100 de smochine, 1 kg de zahăr, 400 ml apă, o lămâie, zeamă cu pulpă cu tot, coaja rasă de la o lămâie. Fierbem la foc potrivit, nici mare, nici mic. Punem vasul pe o tavă sau pe un cuptor de inox, nu punem direct pe foc, ca să nu se afume sau să pățească ceva. Da? Un vas e mai lat, fără să aibă mai sărit. Un vas uscat, curat, cu lingură de lemn, care o folosim numai pentru dulceață, de nu folosim la alt fel de mâncare. Da? Și într-o oră și puțin am făcut dulceața de smochine cu nucă și lămâie. S-a fiert dulceața, da? Este gata. O punem fierbinte în borcane. Deci fierbinte. Acum am oprit focul și imediat o punem în borcane curate. Da? Iar borcanele, până se răcesc, se pun cu capacul în jos. Da? Deci am umplut borcanele cu dulceață și le punem la răcit cu capacele în jos. Le lăsăm până a doua zi cu capacele în jos și nu mai trebuie sterilizate. Dulceața se păstrează mult timp, dar nu e niciun fel de problemă. Deci am pus în borcane, da? Le-am capsat, am pus capacele, le lăsăm cu capacele în jos și le acoperim până a doua zi. A doua zi le punem, le depozităm în cămară unde ținem de obicei conservele. Și nu mai trebuie sterilizate, deci numai atât. Deci se pune fierbinte în borcan, se pune capacul, și se pune așa fierbinte până se răcește cu capacul în jos. Atât e suficient pentru a fi sigur că iese cum trebuie.